Am foarte multe microfoane aici pentru multiplele personalități. Bun, puțin despre mine. Vlad Nancă, mă apropii de frumoasa vârstă de jumătate de 70 de ani, cum îmi place mie să spun. Fac 35 de ani foarte curând. Sunt artist cu multiple preocupări. Printre cele mai plăcute mie, arhitectura și istoria recentă a României. Le mulțumesc și eu celor de la Creative Morning să m-au invitat. Mi-a oferit o temă destul de vastă și m-a speriat un pic la început și în continuare mă sperie. Sper să fac față și să apreciați interpretarea pe care o dau eu acestei teme. Am împărțit în patru părți prezentarea mea. Voi vorbi întâi despre heritage ca identitate, apoi voi prezenta câteva imagini dintr-o colecție personală de fotografii și cărți poștale, apoi vom vorbi despre design și arhitectura românească socialistă și la final am să vă prezint câteva lucrări de ale mele legate mai degrabă de identitate. Voi face o incursiune în istorie, începând cu 1850 până în 2014, apoi mă voi întoarce în perioada interbelică. Pictura lui Rosenthal, România Revoluționară, probabil că o cunoașteți cu toții, pictată în 1850. Când m-am gândit la heritage, m-am gândit automat la care ar fi traducerea în limba română. Și, e un cuvânt destul de dificil. M-am gândit la moștenire, moștenire culturală, moștenire materială, moștenire de absolut orice fel. Moștenirea culturală pe care o avem, sau moștenirea în sine implică o parte a trecutului și o parte a prezentului. Întotdeauna primești ceva din trecut, nu? Și tipul ăsta de moștenire culturală, începe automat cu gândul la identitate și identitatea națională. Am să vorbesc aici despre dificultățile sau, mă rog, unele, începem mai creepy, așa, unele orori care au dus la formarea statului național românesc, dar începem cu o anecdotă. Femeia din pictura România Revoluționară este o femeie de origine britanică și Rosenthal este un pictor de origine maghiară. Și vreau să vorbesc exact despre această parte destul de dramatică a istoriei României și formării identității României, aia prin care au fost eliminați din cumva teritoriul național sau în decursul istoriei au fost șterse diferite etnii. Și
Asta în încercarea oamenilor de a crea o identitate națională. Și au fost diferite momente, fie că a fost vorba de schimburile de populații între România și Bulgaria, în care sute de mii de oameni au fost strămutați tocmai în ideea de a crea un stat cu etnii cât mai puține. Au fost momentele de purificare etnică din perioada fascistă a României și ajungem la modelul ceaușist de purificare etnică și nu o să vorbesc de populația maghiară, o să vorbesc de exemplu, sau o să ilustrez doar cu exemplu insulei Adakale, dispărută în 1970 în urma construcției hidrocentralei de la porțile de fier. Pentru cine nu știe, insula Adakale era o insulă aproape de Orșova, cu o populație majoritate turcă. După construirea hidrocentralei, majoritatea era o idee de a muta satul undeva, dar majoritatea populației a plecat, a emigrat în Turcia. Un alt proiect luminat, mă rog, lucru despre care încerc să vorbesc este despre oameni care încearcă modificarea istoriei și încerc să ilustrez câteva imagini și la final o să ilustrez cu un exemplu foarte aproape și aici în sală. Am început cu proiectul lui Ceaușescu de energizare a României cu hidrocentrala Porțile de Fier, continui cu proiectul lui Ceaușescu de schimbare a feței Bucureștiului, cu o imagine din cartierul Uranus. Și apoi o imagine cu podul Mihai Vodă, care a dispărut în totalitate și mă rog, imagini cu Bucureștiul pre-Ceaușescu se pot găsi din ce în ce mai multe locuri pe internet și aveți acces la ele. Iată-l aici pe Ceaușescu, dacă nu-l cunoașteți, și ajungem în prezent la poate cel mai mândru urmaș al lui Ceaușescu, primarul Bucureștiului, Sorin Oprescu. Sorin Oprescu, mă rog, am să amintesc aici de niște versuri ale Adei Mila pe care probabil că le cunoașteți, doar le parafrazez: Ceaușescu n-a murit, Ceaușescu trăiește, este în fiecare dintre noi. Dar cred că este mai ales în Sorin Oprescu proiectele lui megalomaniace și mai ales dorința lui de a modifica istoria și de a transforma tot într-o minciună. Și cel mai bun exemplu îl vedeți în zilele noastre pe străzile din București cu toți stâlpii care sunt modificați și înlocuiți cu unii care ar trebui să aibă o aură de vechi și așa mai departe. Unul din proiectele principale ale primarului Oprescu, Hala Matache, într-un moment ceva mai fericit decât era înainte de demolare. Bun, am promis că vă arăt până să revenim din 2014 înapoi în perioada interbelică. Am să vă arăt un exemplu de schimbare a istoriei care e foarte la îndemână aici, mai puțin. De fapt, iau și ăsta cu mine. Covorul pe care îl vedeți și pe care stați, lucrat la Gapia în 1930, e semnătura în colțul celălalt, are în fiecare colț câte o emblemă. A fost emblemă regală. În vârful emblemei, care a devenit printr-o modificare baza unei embleme,
Corona regală a fost înlocuită cu Psăcerea și Ciocanul după al doilea război mondial. Și, mă rog, mai apar pe margine, în mijlocul unui vulturi, niște stele socialiste. Și cam asta se încearcă să se facă de-a lungul istoriei. Fiecare modifică după bunul plac lucrurile în funcție de cum îi place lui. Ziceam adineori de imaginea asta cu Hala Matake, în care lucrurile par foarte frumoase și există în memoria colectivă o impresie că în trecut lucrurile au fost mult mai frumoase, stăteau mult mai bine. Cu toții avem imaginea României interbelice ca a unei țări pline de prosperitate, lumea se simțea bine, totul era mult mai frumos. Iată însă că nu e chiar așa și că au fost momente foarte dramatice și atunci momente despre care nu prea învățăm și preferăm să ne gândim doar la doamnele și domnii care se plimbau pe Calea Victoriei și lumea care era mult mai mult mai drăguță. Asta e o fotografie care pe mine mă intrigă foarte tare, pentru că atât Carol al II-lea, cât și regele Mihai, viitorul rege Mihai, Mihăiță, în imaginea asta, execută salutul Heil Hitler, în schimb, lumea din spate pare destul de relaxată, așa, nu prea înțeleg exact ce se întâmplă. Dar, mă rog, să trecem la, scuze, o perioadă mult mai, sau lucrurile plăcute din perioada interbelică, mai ales că suntem în sezon estival acum. Încep partea a doua a prezentării mele cu câteva imagini dintr-o colecție personală. Mă rog, eu am studiat fotografie și am fost și sunt foarte pasionat de fotografie. Sunt foarte pasionat și de istoria Bucureștiului și am început o colecție de cărți poștale cu Bucureștiul și am în jur de 1000-1500 acum. Nu vi le-am adus pe acelea pentru că avem altă temă. Pe lângă cărți poștale, pe lângă tema București, am mai început și tema litoral și recent crește colecția de fotografii în format carte poștală cu oameni la scăldat. Colecția mea e destul de subțire, incomparabil cu adevărații colecționari. Cred însă că în România, și asta iar o problemă care ține de moștenire și moștenirea ca identitate. În România, cel puțin eu asta cred, cele mai interesante și cele mai bune artefacte istorice sunt în colecții particulare. Nu mă refer aici la imaginile astea, evident, dar am un exemplu destul de bun pe care pot să vi-l arăt. Este vorba de o colecție de cărți de vizită ale unor personalități istorice foarte importante. O colecție care a putut fi văzută într-o expoziție anul acesta în cadrul Romanian Design Week la birourile tipografiei Fabric. În urma colecției a fost publicat și această carte, cartea de vizită se numește. Vă invit să o răsfoiți, este un proiect Fabric, mai puțin, împreună cu 7287. Și nu știu dacă o să o pasez acum sau să fie văzută la sfârșit, mai bine o pasez acum. Și tot făcut de Fabric, un
un obiect foarte frumos, o reeditare a unui carnet de laborator din cadrul Institutului de Cercetări Malaxa, tot ediție limitată. Sunt mai multe informații în interior acolo. Bun. Vreau să vă arăt și această imagine pentru că, mă rog, e una din preferatele mele și asta din pricina costumelor de baie, care pot fi pur și simplu, că vorbeam de reproducere, pot fi reproduse într-o colecție nouă. Oricum, asta e o fotografie din anii 40, oricum toate costumele astea de baie sunt, pot fi studiate oricând. Această imagine destul de curioasă pentru mine, în mod sigur este undeva în România, pentru că clădirea din partea stângă nu poate fi decât în România. Și cel puțin după atitudine par a fi niște tipi americane aici, nu doar după steag. Dacă cineva poate are o idee mai clară despre anul în care ar putea fi și unde ar putea fi, m-aș bucura să mă ajute să descoperim asta. Ajungem la o carte poștală, asta este în format ceva mai mic, cu plaja din Carmen Silva, a devenit mai târziu Eforie. O să am câteva imagini cu Eforie în anii 60. Ajungem chiar acum în anii 60 cu complexul comercial din Mamaia. Și trecem deja la imagini din cărți poștale. Imaginile din cărțile poștale, mă rog, cel puțin pentru mine, o resursă foarte bună de înțelegerea trecutului și mai ales a lucrurilor pozitive din trecut, arată mai degrabă o istorie romanțată, pentru că totul este staged, nu e neapărat realitatea de la locul faptei. Totuși, pentru mine, așa cum ziceam, sunt niște mărturii importante a ceea ce s-a făcut atunci. Și mă refer mai exact la proiectul Litoral din anii 60, un proiect premiat internațional pentru proiectul de arhitectură. Și am crescut și eu și probabil și voi aflând foarte multe despre ororile comunismului și indiscutabil au fost foarte dure și foarte grele. Dar cred că ar fi foarte interesant, dacă s-a făcut un memorial al durerii, cred că ar fi interesant să facă și un memorial al plăcerii ca program de televiziune. Din nou imagini cu complexul comercial din Mamaia. Ar fi poate de spus că între puținii arhitecți evrei care au rămas în țară sau care au scăpat de Holocaustul românesc, o foarte mare parte au lucrat la proiectul Litoral și mulți dintre ei nu au avut drept de semnătură pe proiectele pe care le făceau. Imagine din Jupiter, dacă nu mă înșel. Costinești a fost locul în care mi-am petrecut, cred că fiecare vară în copilărie.
Nu știu dacă ați fost recent la Costine sau nu, eu am avut proasta inspirație să merg anul trecut într-o foarte scurtă vacanță. Am fost totuși fericit să regăsesc ansamblul de sculptură, toate aceste sculpturi brutaliste care există în foarte mare parte neatinse și dacă mergeți acolo, vă invit să le descoperiți, sunt o bucurie. Au fost făcute, îmi pare rău, nu am, memoria mea nu e extraordinară, dar au fost făcute în urma unei tabere de sculptură coordonate de un arhitect. O imagine absolut superbă ca fotografie. Mie e greu să cred că au existat locuri atât de frumoase pe litoral și e cât se poate dramatic gunoiul care a ajuns să fie litoralul românesc. Din nou imagini din Mamaia. E aproximativ același loc, dar am vrut să păstrez ambele imagini. O vedere panoramică cu eforie, un lucru pe care l-am descoperit numai după ce, pentru că eram obsedat de acest restaurant Perla Mării. Și îmi place imaginea pentru că se vede foarte bine planul clădirii. Abia după ce am scanat imaginea, am descoperit teatrul de vară, care este open space și open din toate punctele de vedere, în sensul că nu există niciun gard și oricine ar fi putut să participe la spectacole. Poșta din Eforie, una din clădirile mele preferate din epocă. Este un supermarket acum la parterul acestei clădiri. Din nou Eforie. Aici e la limita ilustrației, deci e clar o imagine romanțată a trecutului. Cazinoul din Mangalia. Un nou hotel din Jupiter, dacă nu mă înșel. Și apoi o clădire superbă despre care nu știu absolut nimic. Clubul nautic din Mamaia. Dacă e cineva din Constanța sau cunoaște mai bine Mamaia și vrea să ne spună ceva despre absolut orice, e binevenit. Ajungem din nou în Costinești, stațiunea Tinereții. Ați fost la Costinești sau e ok? Trei oameni. Din nou Costinești, una din puținele amintiri pe care le am, copil fiind, sunt aceste scaune fantastice. Asta era terasa Radio Vacanța, ca să vă imaginați diferența dintre ce era Radio Vacanța atunci sau ce putea să însemne Radio Vacanța atunci și ce este Radio Vacanța acum, niște o muzică cretină și reclame care urlă din 5-5 minute pe orice plajă. Bun. O să facem o mică pauză să vă vorbesc despre un scuze, o să încerc să rezolv și cu conexiunea la internet. Trebuia să fac asta mai devreme. Unul din proiectele în care sunt implicat împreună cu prietena mea, Nona, e proiectul magazinului Ping Pong, pe care îl cunoașteți. E un magazin cu obiecte de design, un vintage shop în toată regula. Dacă încă nu ne-ați făcut o vizită pe internet sau la garajul în care funcționăm, sunteți invitații noștri. Pe lângă activitatea comercială evidentă pe care o avem cu
magazinul, există și o latură de cercetare și documentare a designului industrial românesc, care se materializează online, cel puțin prin acest, nu știu cum se cheamă, mood board pe Pinterest. Anul trecut am avut o expoziție la, în cadrul designului cu obiecte de design industrial românesc. Mă rog, se poate discuta foarte mult despre design românesc, dacă există sau nu, în ce măsură este copiat, emulat ceea ce se făcea în vest. Ceasul acesta, de exemplu, nu este absolut deloc original. Originalitate, în schimb, a existat la Faianța Sighișoara, o întreprindere care a fost înființată în 1959, din nou un exemplu de la Faianța Sighișoara, poate între singurele întreprinderi în care se făcea un design original și în același timp la curent cu epoca în care era făcut. Mai puțin. Da, trecem mai departe. Scuze, nu aici. Rămăsesem la Costinești și la scaunele din Costinești și vă arăt câteva imagini dintr-un alt proiect pe care îl fac și împreună cu Nona, dar și împreună cu arhitectul Rudy Grev. E o documentare a designului, dar mai ales a arhitecturii socialiste din România. Și trec, cum ziceam, de la scaunele de pe terasa Radio Vacanța la scaunele din sala de așteptare a autogăririi din Alba Iulia. Proiectul se numește tot Made in Romania. N-am fost foarte original cu alegerea numelor de proiect. Deocamdată există ca blog online, dar pregătim cu Rudy Grev și un duo de artiști germano-elvețian o publicație pe care sperăm să o avem gata anul viitor. Clădirea Bibliotecii Academiei Române din Cluj. Scara de urgență, ieșirea de urgență de la Palatul Administrativ din Baia Mare, arhitect Mircea Alifanti. Apropo de conservarea patrimoniului și de patrimoniul socialist, există drame nu doar pe litoral, și există peste tot în țară. Acesta este plafonul hotelului Belvedere din Cluj. E și o lustră, un exemplu minunat pentru epoca atomic. O altă imagine. Și așa arată în prezent plafonul hotelului. Nu știu, poate... Vă place așa sau așa? Sunt destul de curios. Din fericire există și exemple pozitive. Probabil că le cunoașteți aici, gara din Predeal, care a rezistat transformărilor și am impresia că inclusiv s-a schimbat în plăria acolo și n-au făcut-o deloc rău.
O altă gară, ceva mai nouă, anii 80, dacă nu mă înșel, gara din Tulcea, absolut extraordinară, e și punct terminus acolo. Și am să vă arăt câteva detalii dintr-o clădire pe care sigur o cunoașteți, clădirea televiziunii din Calea Dorobanților. Acesta este un vitraliu destul de mare, observați probabil în dreapta un scaun și o măsuță. Este un detaliu din curtea interioară a clădirii, absolut spectaculoasă. Vitraliul acela e undeva în spatele viței pe care o vedeți pe fundalul imaginii. Și ajungem aici la un bloc din Satu Mare cu elementele astea absolut superbe, nu doar spațiile cu cercuri, dar și vitroceramica de pe balcoane. Mi-e frică să-mi imaginez cum... Imaginea are deja aproape 2 ani. Mi-e frică să-mi imaginez cum arată blocul dacă s-a făcut o învelopare. Iar unul din blocurile mele preferate în cadrul unui complex extraordinar, Alea Carpați din Târgu Mureș. Pentru fiecare, sau în legătură cu fiecare din imaginile astea, există mai multe imagini de ansamblu pe blogul Made in Romania. Am să încerc să vi-l arăt. Asta este un blog care mie mi-a plăcut foarte mult, blocul Lama G din Cluj. Așa arată centrala blocului. Sunt exemple foarte bune și în București, și multe care au scăpat deocamdată, cel puțin de termoizolație. Și pentru că vorbim de termoizolație, vreau să vă dau un exemplu iară foarte interesant pe care poate îl cunoașteți. E vorba de un ansamblu de blocuri de pe Bulevardul Independenței din Iași. Se poate citi cuvântul Independența pe fațada fiecărui bloc. Cumva fiecare literă a fost formată din felul în care au fost construite balcoanele. Și cam așa arată fiecare literă acum. Litera N. E o chestiune dificilă, ideea de protejare a patrimoniului și, cum să zic, putem să ne bucurăm că, cel puțin în sala asta, n-au fost modificate decât covorul și e foarte interesant ca anecdotă. Da, imaginați-vă ce ar fi însemnat să se radă tot. Vreau să vă mai arăt o publicație, e vorba de proiectul 50-60 al unor arhitecți din Timișoara și asta este o carte dedicată exclusiv clădirii Universității de Vest din Timișoara, arhitectului Fackelmann, foarte interesantă și ca design. Și înainte să trec la ultima parte a prezentării, aș vrea să fac un shout-out pentru oameni pe care îi admir și care fac lucruri foarte bune legate de istorie și de conservarea patrimoniului. Mă refer la
Radu de la blogul Art Historia, Graphic Front, probabil că cunoașteți publicațiile lor. Proiectul în fața blocului pe care am să-l menționez și mai târziu. Publicația Epoca de Aur pentru copii a lui Ștefan Constantinescu. Muzeul Jucăriilor, o colecție fantastică de jucării. Este o colecție particulară, exact ca colecția de cărți de vizită de care cea mai devreme. Probabil cea mai mare, sau în mod sigur cea mai mare colecție de jucării din România. Mircea Nicolae, care a făcut studiul Tower Spotting, în care a făcut o hartă cu toate turnurile de apă din București. Colecția Costică Axinte, de fotografii, are un proiect extraordinar. Și mai vreau să-l menționez pe Cristi de la Rezistența Urbană, care o să aibă o prezentare cu litoralul, nu știu exact ce va spune, dar e posibil să existe o legătură cu imagine pe care vi le-am arătat eu mai devreme. Și un alt proiect al lui Ștefan Constantinescu, Dacia 1300, My Generation, o carte foarte interesantă și un proiect de expoziție făcute undeva la începutul anilor 2000. Și am să trec la ultima parte, o prezentare a lucrărilor mele care țin de tema identității. Încep cu lucrarea Dacia 30 de ani de istorie socială. Probabil că unii dintre voi cunoașteți pasiunea mea pentru această mașină. Asta e prima lucrare pe care am făcut-o cu Dacia. E un slideshow în care 20 ceva de imagini se repetă. Singurul lucru care se schimbă e frecvența cu care se trece de la o imagine la alta. Treizeci de ani de istorie socială se referă evident la schimbările pe care de care are nevoie orice societate pentru a evolua și am făcut un comentariu față de societatea românească din prisma acestei mașini care timp de 30 de ani a avut un design aproape neschimbat. Adidas original, o lucrare tot din 2003. Din nou un comentariu asupra societății românești și ușurința cu care a trecut de la pantofi Adidas și la consumerism perse, de la acești Adidas pe care, nu știu, cred că mulți sunteți născuți după 89 în sală. Una din metodele de a trece peste greutățile anilor 80 era umorul și într-o epocă în care se găseau foarte puține lucruri în magazine, unul din lucrurile care se găseau erau aceste picioare de porc care au devenit în limbaj popular Adidas. Mai existau tacâmurile care erau gheruțele de pui. Și mai existau calculatoarele, care erau capete de porci. Trecem mai departe. O altă lucrare, tot din 2003, care se numește Nu mai știu din ce uniune vreau să fac parte.
am făcut lucrarea asta după ce am remarcat că absolut oriunde, repet, e din 2003, deci cu mult înainte ca România să intre în Uniunea Europeană. Absolut oriunde mergeam, găseam steagul României alături de, sau găseam steagul Uniunii Europene alături de steagul României. În anii 80, peste tot steagul României era însoțit de steagul PCR, care era steagul roșu cu Secera și Ciocanul. Cele două steaguri combinate au împreună culorile steagului României. Și am făcut acest schimb la un moment dat. Am primit azi noapte un mesaj de la un coleg artist care îmi spunea de o grupare socialistă din Ucraina care este în favoarea integrării europene și care a făcut acest tag. Era un articol, n-am văzut o ilustrație. O altă lucrare de-a mea, de data asta, din 2005, propunere pentru Catedrala Mântuirii Neamului. E o lucrare pe care am făcut-o într-un moment în care se discuta ca posibil amplasament pentru catedrală Parcul Carol era opțiunea și anume trebuia demolat mausoleu și înlocuit de catedrală. Am făcut lucrarea asta pentru o campanie de postere făcută de Mindbomb, cei care mai târziu s-au dedicat proiectului împotriva exploatării miniere de la Roșia Montană. Ironia mea și glumița mea din 2005 a fost fatidică, pentru că în scurt timp nu vom avea tocmai imaginea asta, dar ceva similar, Catedrala Mântuirii Neamului va depăși în înălțime Casa Poporului. O lucrare care se numește I Love Shopping, din nou un comentariu legat de magazinele anilor 80. Sunt două imagini cu mine intrând și ieșind relaxat de la magazinul Angst. Angst, pentru cine nu știe limba germană, înseamnă frică, e și un termen filozofic legat de anxietate. Mă rog, citesc cumva aici și din performance-urile lui Ion Grigorescu, care avea niște acțiuni zilnice, cum ar fi mâncatul, dormitul, spălatul, etc., etc., pe care le documenta ca fiind acțiuni performative. Dar dincolo de paralela asta pe care o fac cu anii 80, în care erau cozi imense, mai ales în magazine de carne, e și un comentariu pe care despre anxietățile pe care le poți avea într-o societate de consum. O lucrare făcută împreună cu Mircea Nicolae la Chișinău. Am petrecut câteva zile acolo. În preajma Zilei Limbii Române, în vara lui 2008, observați polițistul în partea dreaptă, care imediat venea să ne întrebe ce se întâmplă. Mă rog, ce să vă spun despre Chișinău? Statuia lui Ștefan cel Mare a fost într-o continuu dialog cu statuia lui Lenin. Erau amplasate foarte aproape una de alta. Totdeauna a fost dată mai în față, alta mai în spate, mai în pădure, mutată de tot, etc., etc. E foarte interesant că liderii politici din Moldova au acest ritual al depunerii de coroane.
La o distanță de foarte scurtă de timp îl fac și la Lenin, dar și la Ștefan cel Mare. Mai e aici un comentariu apropo de turismul naționalist al drăguților de la noua dreaptă care merg acolo să-și arate iubirea de patrie. Noi am făcut o plimbare pentru că am vrut să-i reunim pe Ștefan cel Mare și pe Lenin. Am făcut o plimbare în Chișinău cu coroanele funerare puse ca rucsaci. Îmi pare că ar trebui să mai fie o imagine cu noi traversând lacul Komsomoliștilor, un lac foarte interesant, cumva similar cu lacul Herăstrău din București. Și aici atâne în fața lui Lenin. Statuia lui Lenin, care a fost mutată în complexul expozițional din Chișinău, cumva în afara centrului. Sper că nu mă înșel cine cunoaște Chișinău, sper că... Ajungem la o lucrare de-a mea din 2011 și îi amintesc, e o lucrare legată de un joc pe care îl jucam în fața blocului, se numea Frunza, îmi amintesc din nou proiectul în fața blocului, în care în mod sigur include instrucțiunile acestui joc. Pe mine m-a interesat ideea de a, mă rog, acest teren se desena cu cretă pe asfalt, m-a interesat ideea de a ridica, de a folosi desenul ca pe un plan de clădire și a ridica un fel de fundație. Era un joc destul de violent, două echipe, fiecare se poziționa în câte unul din terenuri. Ideea era ca în timp ce îți aperi terenul propriu să cucerești terenul advers. Terenul advers se cucerea prin a pune talpa în acest colț unde eu am plasat două plante. Existau niște zone de siguranță, așa numitele găluști, care e destul de ușor să vă imaginați care sunt. Și ce să zic, erau multe îmbrânceli, piedici, ruperi de tricouri, etc., etc. Ajung la o lucrare mai nouă. Am fost invitat în Italia să fac un proiect într-un spațiu abandonat. În Bergamo există o echipă de curatori care redeschide locuri abandonate din oraș pentru a le readuce în atenția publicului folosindu-le ca spații expoziționale. Restaurantul fostului Hotel Comercio din Bergamo am găsit aceste aplice pe care cu ajutorul unui tip foarte priceput le-am transformat într-o coloană infinită. Asta e o lucrare mai nouă din 2013. Îmi pare că nu sunt fantastice imaginile, cred că e compresia de la prezentare. Lucrarea se numește Grădina Maicii Domnului din expoziția care a avut același nume. Cunoașteți probabil metoda de a proteja plantele prin a le pune un mic dom, o mică seră dintr-un pet transformat. Mi s-a părut interesant să fac lucrul ăsta folosind sticlele cu băuturile originale încă în ele, chiar dacă par poate ireal sau par a fi făcute cu cerneluri.
Este tot ceea ce vedeți aici este făcut din petrol, inclusiv, mă rog, există apă, evident, dar inclusiv conținutul sticlelor este făcut din petrol, este chimie pur și simplu. Și ajungem la ultima lucrare pe care vreau să vă arăt. E o lucrare făcută anul trecut la Tel Aviv, în urma unei rezidențe artistice pe care am avut-o acolo. Se numește Commune Sense, de sens comun, reflexia asupra vecinătății. Mi se pare foarte interesant legat de, apropo de ceea ce înseamnă vecinătate, ceea ce înseamnă conflict în general, dar mai ales conflictul de acolo, din Israel și Palestina. Lucrarea, ca multe din lucrările mele recente, e inspirată de o situație din spațiu public. Mai exact această plantă, pe care poate o cunoașteți ca limba soacrei, sau săbiuță, această plantă am găsit-o într-o situație în grădina unui bloc sau în grădina din fața unui bloc și în scara blocului la un metru, un metru jumate distanță erau ghivece cu aceeași plantă. Aia a fost inspirația mea pentru lucrare. Limba soacrei sau săbiuța Sansevieria trifasciata e numele în latină. E o plantă despre care se spune fie că e foarte sănătoasă, fie că aduce ghinion. Noi o avem în casă. Se spune despre ea, există chiar un studiu NASA în acest sens, că e foarte sănătoasă pentru că, dincolo de oxigenul pe care ți-l oferă, absorbe foarte multe substanțe toxice, mai ales noxe de la eșapament. E inutil de explicat că e un geam între cele două plante, dar există un posibil efect de oglindă. Și, mă rog, ăsta a fost comentariul meu asupra problemei conflictului din Israel și Palestina. Asta a fost. Mulțumesc!